Dacă mergem prin țară, privirile ne sunt furate de câmpurile verzi de la marginea șoselelor, unde fermierii au semănat grâu. Dacă pentru mulți dintre noi ele înseamnă doar o pată de culoare, pentru fermieri înseamnă mai mult decât atât, pentru că în funcție de cum se dezvoltă plantele în această perioadă, vor avea producții bune anul viitor. Domnul Banu a mers de curând în insula Marea Brăilei, tocmai pentru a analiza solele de grâu, alături de directorul Mihai Solomei. Aici avem o cultură de grâu semănată cu câte vreme în urmă, domnule? Aici s-a semănat undeva la începutul lunii lui octombrie. Am avut adevărat și ceva precipitații, dar este semănat după soia, cu un singur joker, vă spuneam, de prelucrarea minimă. Atât, o singură trecere. O singură trecere și semănat cu mașina pe care o avem. Da, uite, când vin teren, când te uiți așa pe câmp, vezi verde frumos, după 3 săptămâni arată sunt super. Sunt puțini resturi vegetale. Dar când te uiți pe rând, distanța mare. Da, distanță de 25 de centimetri între rânduri. Vă spuneam că semănăm în rânduri dese la culturile de prășitoare și în rânduri lare la păioase. Da? De ce spuneam acest lucru? În primul rând pentru că luminii să intre atunci când cultura crește, pentru a ține o producție de 7, 8, 9, 10 tone la hectar. Planta de grâu are nevoie să fie verde la colest, fiindcă acolo cedează prima dată. Și atunci, densitatea fiind mare, rândurile apropiate, lumina nu intră, da. Coletul se îngălbenește acolo zona, își reduce rezistența la căderii, chiar dacă folosim stimulatori da? Pentru reducerea creșterii înălțimii și îngroșarea coletului, acest lucru tot se întâmplă și atunci cultura cedează. Deci și important este să fie cât mai bine aerisită. Deci este una din măsurile pe care am luat-o pentru a ține culturile de păioase în picioare. Și în al doilea rând, fiindcă am mărit distanța de rânduri, am redus distanța de boabe pe rând. Și atunci i-am dat plantei, de ce vrem ca planta de grâu sau de orz să-mi facă doi frați. Fiecare bob, fiecare plantă mamă să aibă doi frați. Iar noi semănăm 300-350 de boabe germinabile și să recoltăm. Dar poate faceți mai mulți frați. De regulă, și grâu și orz. Capacitatea de a frăți este mult mai mare decât ceea ce spun eu, numai că ar trebui să semănăm grâul la 5 cm, bob cu bob, să facem, eu știu, 6-7 frați, să-i facem uniformi, să semănăm hibrizi, ar trebui să ne schimbăm un pic logica, dar ne trebuie semănătoare de precizie. Dacă am semănat bob cu bob, eu aș semăna grâul la 3 cm de distanță, de acolo aș începe. Pe rând. Pe rând, cu 3 cm bob cu bob. L-aș pune bob cu bob și cred că lucrurile s-ar schimba total. Am reduce costurile cu sămânța, am reduce costurile cu tratamentul, fiindcă până la urmă cantitatea mai mică folosești mai puțin, dar sunt sigur că aș crește și aș obține aceeași producție fără nicio problemă. Deci ar fi o măsură de a reduce din costuri. De ce minim tiraci? Pentru că trebuie să conservăm apa în sol. Da, sunt fermieri care, și așa este, nu este ușor, unde n-a plouat, au făcut arături și au probleme. O lucrare minimă cu 10 litri de precipitații îți asigură răsărirea. Duce și așa, până nu? La urmă, la grâu, lui ce-i trebuie? Îi trebuie un pat tare cu strat moale de-asta. Ia să vedem dacă a început să emită. El o să vedeți că deja suntem la 3 frunze și dacă o să căutăm, da? O să vă arăt imediat că fenomenul de înfrățire se produce. Da, eu n-am găsit, dar cred că vi-l arăt imediat. Cred că aici pornește la mine. El când apare a treia frunză se formează nodul de înfrățire și trebuie, da, uitați-l aici. Da. Îl vedeți? Deci da, începe. E clar. Deci primul frate a început. După ce iese a patra frunză, începe și al doilea frate. După ce producem al doilea frate, începe formarea rădăcinilor coronare. Acelea sunt rădăcinile care sigur împune, adică stabilizează planta și o protejează de descălțare pe timp de iarnă. Deci de ce trebuie noi să, fiindcă în momentul în care eu nu am format începerea formării rădăcinilor coronare, deci asta se formează după formarea al doilea frate, după ce al doilea frate ies afară și se vede destul de bine, începe acele rădăcini și fixează planta în sol. De aceea atunci când semănăm trebuie să ne gândim perioada până vine iarna, dacă am apă, dacă nu am apă, să duc la DC. Riscul, da, riscul radicular. Fiindcă dacă el se formează acele rădăcini, se înfinge bine în pământ și atunci descălțarea nu se mai produce în primăvară, fiindcă fenomenul descălțare, ați văzut, n-ai apă la 5 cm, ai apă sub 5 cm, dar planta suferă foarte mult
de stres. Da, pentru că încă nu și-a format sistemul radicular. Și atunci, de aceea trebuie să luptăm să facem din toamnă acest sistem radicular.